Temperaturile ridicate vin pentru apicultori și cu alte griji legate de stupină. Sunt necesare intervenții în stup, mai ales pentru a preveni așa numitul frig al roitului. Colegii de la știri au sintetizat câteva informații preluate din revista Lumea Satului. După valorificarea culesului de salcăm și recoltarea mierii, cantitatea de albine în familie continuă să crească prin eclozionarea puietului depus anterior. În această situație, la multe familii se creează condiții propice pentru intrarea în frigurile roitului. De aceea, în această perioadă trebuie acordată toată atenția dezvoltării familiilor prin stimularea creșterii intense a puietului și prevenirea roitului. Stimularea creșterii puietului se face prin asigurarea spațiului necesar pentru ouat. Se introduc faguri buni pentru ouat și se scot faguri cu miere și păstură și se trec în rezervă. În cazul lipsei de cules, se fac hrăniri stimulative cu sirop de zahăr și turte de polen, astfel încât măcile să-și mențină ritmul de ouat la un nivel cât mai ridicat. Prevenirea frigurilor roitului. Se lasă familiilor un spațiu cât mai mare prin reamplasarea magazinelor pe stup după extracția mierii. Urdinișul este deschis pe toată lungimea, iar în caz de caniculă se creează posibilitatea de ventilație suplimentară prin ridicarea magazinelor față de cuib, introducând o pană între corp și magazină. Se asigură umbrirea stupilor. În vederea culesului de floarea soarelui, cuibul familiei se organizează la fel ca și la culesul de salcâm și tei. Combaterea roitului. În primul rând se va căuta oprirea frigurilor roitului prin suprimarea botcilor și prin ridicarea periodică de rame cu puieți și albine pentru formarea de nuclee sau roistoloni. Uneori se pot opri frigurile roitului prin inversarea locului de amplasare a familiilor intrate în frigurile roitului cu o altă familie mai slabă. Altă metodă este ridicarea din stup a tuturor ramelor cu puiet și albină de acoperire și amplasarea lor într-un alt stup, pe alt loc în stupină, în familie lăsându-se doar matca pe o ramă cu puiet necăpăcit și cu albină zburătoare care se introduce în stup. Cuibul se completează cu faguri artificiale Obligate de a reface cuibul familiei în întregime, albinele ies din frigurile roitului și intră în stare normală.